Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Desigur, înainte de orice, aș vrea să spun un sincer la mulți ani tuturor celor care astăzi sărbătoresc. Este Sfântul Nicolae, mare sărbătoare, trebuie să sărbătorim. Așa cum se cuvine, să nu uităm că suntem în post, nu-i așa, părinte? Da, cu dezlegare la pește. Să rămână, bine ați venit la noi în studio, părintele Vasile Grigorescu, alături de noi, ca de fiecare dată. Doamne ajută, bucurie! Întotdeauna bucurie. Întotdeauna ne bucurăm că ne sunteți alături și că avem motive să fim alături de telespectatorii noștri. Da, așa cum spuneați, este post și avem dezlegare la pește. Cred că deja s-au obișnuit telespectatorii noștri. Astăzi vom vorbi despre pilda. Da? Este o pildă care se desprinde duminica viitoare din Evanghelie. Pilda despre cina cea mare. Evident, vom vorbi și despre Sfântul Nicolae, dar și despre Sfânta Filofteia. Avem pildele pe care nu trebuie să le ocolim, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și poate ar fi trebuit să vorbim întâi de Sfântul Nicolae și Sfânta Filofteie, că urmează acum. Mâine este Sfânta Filofteie. Da. Astăzi Sfântul Nicolae și Sfânta Filofteie mâine. Dar pentru că viața lor este întocmai după pilda pe care noi o vom căuta să explicăm, pilde care se va citi duminica. Cele două sărbători se încadrează perfect în mesajul desprins din pilda respectivă. Da. Să dăm citire. Exact. Pilda despre cina cea mare. Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 14, versetele 16 până la 24. Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți și a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemați: veniți, că iată, toate sunt gata. Și au început toți, câte unul, să-și ceară iertare. Cel dintâi a zis: țarină am cumpărat și am nevoie să ies ca să o văd. Te rog, iartă-mă. Și altul a zis: 5 perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc. Te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. Și întorcându-se sluga, a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se stăpânul casei, a zis: ieși îndată în piețele și ulițele cetății și pe săraci și pe neputincioși și pe orbi și pe schiopi, adu-i aici. Și a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit și tot mai este loc. Și a zis stăpânul către slugă: ieși la drumuri și la garduri și silește să intre ca să mi se umple casa. Că zic vouă, niciunul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Ca toate pildele, și aceasta este profundă, cu înțelesuri dumnezeiești minunate. Numai Dumnezeu, dacă ne luminează mintea, vom înțelege. Dar nu-i de ajuns să înțelegem, trebuie să o și împlinim, ceea ce spune pilda. Trebuie să și învățăm ceva de aici. Sigur. Nu doar să înțelegem ce Da, și trebuie să împlinim. A înțelege degeaba cu mintea dacă nu împlinești. Că și diavolii înțeleg și știu că Dumnezeu este atotputernic și este iubitor și este bun și este blând, dar nu împlinește voia celui blând, Dumnezeule atotputernic. Și copii, elevi care știu că e bine să merg la școală, dar nu înțeleg că trebuie să și învețe lecțiile care se predau.
Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți. Acest om este Dumnezeu. A zis aici în pildă un om oarecare, desigur, Dumnezeu este nu un oarecare, dar ne-a lăsat pe noi să înțelegem cine este acela. Acest om este Dumnezeu. Și a făcut cină mare. Cina înseamnă să devenim părtași ai lui Iisus Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către evrei. Hristos, viața veșnică, iubirea întrupată. Deci ne cheamă ca să devenim părtași ai lui Hristos, ai vieții veșnice, părtași ai iubirii veșnice. În emisiunea trecută noi am vorbit, sau în altă emisiune, am vorbit despre însușirile lui Dumnezeu, printre care am subliniat însușiri naturale, intelectuale și morale. Și spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, adică toate însușirile dumnezeiești locuiesc în Iisus Hristos, în natura sa omenească. Pentru că Iisus a zis, eu și Tatăl una suntem, eu în Tatăl și Tatăl întru mine. Și Dumnezeu Tatăl cu toate însușirile Lui, naturale, intelectuale și morale, în Hristos, în omenitatea lui Hristos. Deci noi dacă devenim părtași ai lui Hristos, adică ne hrănim, îl luăm, asta însemnează cina cea mare, anume împărtășire de Hristos. Nu trebuie să privim aici cina cea mare ca fiind, de fapt, masa de seară. Nu. Nu are nicio legătură cu acest termen pe care îl folosim în zilele noi de astăzi. Noi am vorbit adesea că adevărul religios îl înțelegem prin analogie, prin simboale, dar și prin analogie. Așa după cum, iată, prin analogie s-a vorbit aici, precum focul este unul, dar se naște din el lumina și purcede căldura, așa și Dumnezeu este unul și se naște Fiul și purcede Duhul Sfânt. Deci prin analogie. Deci noi, cina cea mare, părtașa ai lui Hristos. Și spune teologia ortodoxă că din veșnicie Dumnezeu a hotărât să se întrupeze Fiul și să-și ia trup omenesc, să-și alcătuiască trup omenesc. Pentru că nu se putea altfel ca omul să se îndumnezeiască. Deci trebuia un om îndumnezeit. Și îndumnezeirea omului Iisus s-a făcut prin sălășluirea în omenitatea sa firea dumnezeiască. Și cu această fire dumnezeiască pătrunsă în firea omenească rămâne veșnic, neschimbată, neîmpărțită, nedespărțită, neamestecată. Deci noi ne împărtășim cu Hristos, Cel în care este Dumnezeu și dumnezeirea care a pătruns
natura sa omenească, precum pătrunde focul pereții unui vas de fier. Deci noi, ce spune aici? A invitat la cină, cină mare, adică să ne împărtășim de Hristos. Nu există o altă bucurie mai mare decât să te împărtășești cu Hristos, să devii părtaș ai lui Hristos, al lui Hristos. Acesta este scopul, de fapt. Scopul, îndumnezeirea, și nu există o altă cale la îndumnezeire. Nu există o altă cale de a ajunge în viața veșnică. Când zic viață veșnică, înțeleg viață anume simțită de bucurie, că și cel ce se duce în iad este nemuritor, dar poți să numești viața din iad o viață? Acela este un chin veșnic. E un chin veșnic. Deci a făcut cină mare, anume să devenim părtași ai lui Hristos, să ne împărtășim cu Hristos. Și repet, El, în natura sa omenească, fiind implementate însușirile dumnezeiești. Practic, suntem chemați să fie extinse în noi aceste însușiri de care avem nevoie și nu neapărat să ne înfructăm din bogatele bucate puse pe masă. Nu, nu e vorba de așa ceva. Nu la asta trebuie să ne gândim. Da, nu e așa de... Pe că spune Sfânta Carte, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Am fost invitați, poate și noi, că prin aceea și noi primeam. Nu? Toți suntem invitați, cum vedeam mai departe. Să luăm parte la o cină pentru suflet. Să ne împărtășim cu Hristos. Și împărtășirea de Hristos și cu Hristos în două feluri. Prin rugăciune, prin primirea cuvântului, că de fapt rugăciunea, dacă stai atent și o analizezi, este cuvântul lui Dumnezeu. Împărate, cereți mângâietorule, vino și te sălășuiește întru noi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și cum mă miluiește? Când zic Doamne Iisuse, prin extinderea Lui în noi. Așa cum ne învață cuvântul Sfintei Evangheliei. Deci ne împărtășim cu Hristos, devenim părtași ai Lui Hristos prin rugăciune și prin Sfânta Împărtășanie cu trupul și sângele Său. De aceea eu insist întotdeauna să citim Sfintele Evanghelii. Că numai așa ne putem împărtăși de Hristos și cu Hristos și să devenim părtași ai lui Hristos. Că unde este cuvântul, este și persoana. Ce spune Sfânta Evanghelie referitor la cuvânt? Mântuitorul spune cuvintele pe care vi le spun, nu le spun eu, ci Tatăl care este în mine, El spune cuvintele acestea. Așa și preotul, nu de la el, ci cuvintele lui Iisus, cuvintele lui Dumnezeu. Eu voi vorbi prin gura ta, spune Dumnezeul lui Moise, despre care noi am vorbit de atâtea ori. Atunci când a fost trimis să-i libereze pe poporul evreu din robia egipteană. Și Domnul Hristos ne spune, nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru care este în voi. Îmi permis să spun și nu greșesc, eu ce spun acum, nu spun de la mine, ci Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl cunosc, din cuvântul lui Dumnezeu scris în Sfânta Evanghelie. Prin descoperirea divină despre care ne-a spus de nenumărători. Și dumneavoastră când spuneți copilului te iubesc,
nu din natura dumitale de om, ci Duhului Dumnezeu, că iubirea vine de la Dumnezeu. Tot binele pe care îl facem este de la Dumnezeu. Spune Mântuitorul, faptele pe care le fac, nu le fac eu, ci Tatăl care este în mine. Dacă ajut pe cineva un amărât să iasă dintr-o situație critică, Dumnezeu este Cel ce lucrează în dumneata ca să-l scoți din... Dumnezeu îl salvează de acolo. Dacă dai o bucată de pâine unui flământ, Dumnezeu, pentru că după natura noastră omenească egoistă, n-aș da. Oh, nu dau, că mă lipsesc pe mine, nu mai am eu. Dar Dumnezeu, care este atât de darnic, iubitor, de bun, de milostiv, lucrează în dumneata și te lași pe dumneata pentru a ajuta pe aproapele, așa cum Iisus s-a lăsat pe El ca să ne răscumpere pe noi din păcat și moarte cu prețul vieții Lui. Asta însemnează cina cea mare, împărtășire de Hristos și cu Hristos. Și iată, în Hristos este puterea dumnezeiască. Și din puterea aceasta dumnezeiască pe care o are El, ne dă și nouă, ca să avem putere să împlinim binele. În Hristos este iubirea desăvârșită și din iubirea pe care o are El ne extinde și nouă ca să iubim pe aproapele nostru și pe noi înșine. Ce spune Mântuitorul? Să vă iubiți precum v-am iubit eu. Și vom vorbi despre Sfântul Nicolae și Sfânta Filofteie. Ei nu puteau să iubească, să facă milostenie, să se lase pe ei, să preferă bătaie, cum a luat Sfânta Filofteie pentru milostenii, să primească, eu știu, schinjuiri și bătăi, cum a primit Sfântul Nicolae pentru că îl mărturiseau pe Hristos. Iubirea aceasta de la Dumnezeu, nu de la ei. Pentru că în noi există iubirea de sine. Și una din datoriile față de tine este smerenia. În așa fel și iubirea față de aproapele. Iubirea față de sine nu vine tot de la Dumnezeu? Tot de la Dumnezeu. Ca să nu te bajocorești. Să nu te descalifici ca om, să nu-ți bagi joc de tine. Eu adesea spun în rugăciune, Doamne, iartă-mă că am schimonosit chipul pe care mi l-ai dat. L-am întinat, chipul tău pe care mi l-ai dat, l-am întinat. Iartă-mă, Doamne. Și vă gândiți aici la faptele, poate la mai faptele puțin mele bune pe care le-am făcut, că fac și eu fapte rele ca prostul. Iertați-mă că zic așa, dar așa, fără minte, ce numează om prost? Fără minte, da. Fără conștiință. Conștiința, pe moment, conștiința este legea minții. Și atunci când tu greșești, ești un om fără minte, fără înțelepciune, fără conștiință, lipsit de iubire. Atunci când tu atași pe aproapele tău și îl ponegrești și îl dezinformezi, îl minți, îl furi. Am spus noi despre furt. Atunci când tu câștigi pe nedrept respectul aproapelui tău, iubirea aproapelui tău, prin viclenie, prin prefăcătorie, ești un hoț. Pentru că ai câștigat încrederea, dar tu în fapt ești viclean. Ai câștigat încrederea ca să profiți tu, eu știu, de niște avantaje. De aceea spune că împărăția lui Dumnezeu este dreptate. Este pace. Este bucurie. Deci noi suntem cina cea mare, ospățul.
să-L primim pe Hristos. Primim pe Hristos și am zis prin cuvinte, prin rugăciune. Rugăciunea, s-a mai spus aici, nu este cerșire. Doamne, dă-mi, Doamne, dă-mi. În la biserică auzim adesea cuvintele rostite de preot, că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești. Adică, Doamne, Tu ești Cel ce le rânduiești, Tu ești Cel ce împarți darurile, cumva Tu este ești Cel ce dai puterea. Cumva omului este o normalitate să primim, dar trebuie să merităm. Deci este firesc ca Dumnezeu să ne dea, este firesc ca să primim. Am mai spus lucrul acesta și am răspuns, v-am răspuns. Nu e firesc. Dumnezeu nu este obligat. Iubirea. Nu, nu din obligație. Este așa a rânduit El. Este, da, o normalitate, iubirea, nu este iubirea, obligație. Normalitate. Exact. Normalitatea datorită iubirii. Dar pentru asta noi trebuie să fim părtași la această iubire. La această, sigur, normalitate. Să răspundem cu iubire. Să simt. Și da, totuși nu putem, suntem. Niciodată nu putem răspunde cu iubirea pe măsură a iubirii lui Dumnezeu. Este o înaintare. Nici nu cred că suntem capabili să înțelegem cât de mare este această iubire pe care o primim este, și cât de mult putem da mai departe. Este infinită. Că Dumnezeu este iubire, El este nesfârșitul, desăvârșitul, de necuprinsul. Și iubirea Lui este infinită, de necuprins. Este așa cum râurile, fluviile se varsă în ocean și niciodată oceanul nu dă pe afară. Iată rugăciunea. Prin rugăciune ne împărtășim de Hristos și cu Hristos. Ce spune Sfântul Pavel? Tot cel ce cheamă numele lui Iisus se mântuiește. Este vorba de acest dialog pe care ar trebui să-l avem permanent cu Dumnezeu. Spuneați mai devreme, comunicarea, comuniunea. Rugăciunea este dialog. Pe care ar trebui să-l avem permanent. Vorbesc și Dumnezeu îmi răspunde prin bucuria care o am, prin realizarea lucrurile pe care îl realizez, prin înfăptuire. Doamne! Aici trebuie să fim cumva conștienți de faptul că acest dialog trebuie realizat cu sinceritate, pentru că altfel... Nu se poate. Ca așa cum am vorbit cu un apropiat, dacă nu suntem sinceri, răspunsul nu este cel așteptat. De multe ori noi am mai vorbit aici, zicem, Doamne, ți-am cerut și nu mi-ai dat. Păi știa Dumnezeu că Tu îmi ceri din interes. Ce știa Dumnezeu. Sau că nu era de folos ceea ce am cerut. Poate nu era de folos, poate te-a lăsat să mai... pentru că rugăciunea este deschidere, comuniune cu Dumnezeu. Dar când cerem ceva rău pentru altul? Nu e rugăciune. Deci niciodată nu poți să numești rugăciune atunci când îi ceri lui Dumnezeu să pedepsească pe cel de lângă tine. Dar știți că se întâmplă când cineva ne supără. Greșit, nu e adevărat, nu e rugăciune. Dar se întâmplă acest lucru, să spunem, pedepsește-L, Doamne, că știi mai bine decât mine cum. Sau dă-i după faptele lui. Exact. Dacă îți dă și ție după faptele tale. S-a vorbit aici, faptele nu sunt cântărese la judecată. La judecată are în vedere Dumnezeu credința și are căința și încrederea, credința. Că dacă s-ar pune în balanță faptele rele cu faptele bune, înseamnă că nu se va mai mântui nimeni. Așa este. Deci cuvântul, rugăciunea, rugăciunea modalitatea citirea, de împărtășire. Însă citirea Evangheliei este o rugăciune. Pentru că rugăciune însemnează legătura cu Dumnezeu. Înălțarea sufletului la minții, a inimii la Dumnezeu și când citești cuvântul Evangheliei, te înalți sufletește, te bucuri, te înnoiești, te luminezi.
așa cum am mai spus, cuvântul, rugăciunea trebuie și cuvântul citit în Evanghelie trebuie să străpungă inima. Sau cum s-a spus cu Luca și Cleopa în drum spre Emaus, să ardă, să înflăcăreze, să determine inima pentru împlinire. Și aici e bucuria, bucuria în rugăciune. Se poate întâmpla până la lacrimi. Da. Până la lacrimi. Bucurie până la lacrimi. Și Sfânta Împărtășanie. Luați, mâncați-e trupul meu, beți-e sângele meu. S-a mai vorbit aici. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Deci iată, împărtășire de Hristos și cu Hristos. Împărtășire că Hristos rămâne în noi și noi rămânem în el. Așa cum Tatăl este în Hristos și Hristos în Tatăl, așa și Hristos în noi, dar Hristos fiind nedespărțit de Tatăl, de Dumnezeu, este și Hristos în noi. Cine face rugăciuni înainte de împărtășanie și citește rugăciunile acelea din rânduială din Ceaslov sau din altă carte, prima rugăciune a Sfântului Vasile cel Mare spune că cel ce se împărtășește cu Hristos, primește trupul și sângele lui, rămâne nu numai Hristos în el, dar rămâne și Tatăl, vine și Tatăl și Duhul Sfânt, pentru că Fiul este nedespărțit de Tatăl și de Duhul Sfânt. Iată cina cea mare. Și mai ales acum că vine Crăciunul și suntem invitați, luați, mâncați, e trupul meu, beți sângele. Este tot o invitație la cină. La cină. La cină. Și nu la cina pe care o pregătim noi de Crăciun, ci la cina pe care... Drăguța cină. Da, pe care o putem primi în Sfânta Biserică. Da. Și a chemat pe mulți, spune aici. Pe toți. Adică pe mulți. Vedeți dumneavoastră, cei care vor. Se pare că n-au vrut mulți. Și a trimis la ceasul cinei pe sluga sa. Sluga aici este Iisus Hristos, rob. În alte părți se spune rob. Da. Zice Sfântul Pavel în epistola către Filipeni, la capitolul 2. Fiul și-a luat chip de rob. Da. Și adesea Iisus a spus despre sine, n-am venit să slujesc, să mi se slujească și eu să slujesc. Și, și s-a făcut rob ascultător, spune Sfântul Pavel, până la moarte, încă moarte de cruce. S-a mai vorbit aici. Da. Nu zice pe cruce, de cruce. În sensul că el a acceptat moartea pe cruce, zice de cruce, adică de dăruire. Moarte de cruce, de dăruire, datorită iubirii. Și a trimis la ceasul cinei pe sluga sa, pe robul său, ca să spună celor chemați, veniți că iată, toate sunt gata. Mântuirea este gata. Împărăția cerurilor este deschisă. Poftiți! Locurile noastre sunt pregătite, sunt pentru pregătite. Care Mântuitorul a urcat la cer. Așa, așa ne-a spus. Ne-a spus, mă sui, mă înalți, să vă pregătesc loc. Gata. Și au început toți, câte unul, să-și ceară iertare. Cel din tâi a zis, țarină am cumpărat
și am nevoie să ies ca să o văd. Te rog, iartă-mă. Am observat aici că sunt date ca exemplu trei scuze. Țarina, boii și femeia. Sunt întâmplător? Nu. Deci au și acestea o semnificație specifică. Și-a luat țarină, pentru că putea să-și ia altceva. Nu știu, putea să aibă un alt eveniment pentru care să lipsească de la această țarină. Țarină m-am cumpărat. Asta însemnează averea. Și datorită averii, tu nu mai mergi să te împărtășești cu Hristos. Te duci la muncă și duminica și sărbătoare. Sau stai acasă. Să te bucuri de averea pe care ai câștigat-o, pe care o ai. Să mănânci, să bei, să chiui. Deci averea. Altul a zis, 15 perechi de boi am cumpărat și mă duc să încerc, te rog să iartă-mă. Boi însemnează putere. Deci dacă ai avere, ai putere. Și nu mai răspunzi la chemare. Consider că nu mai ai nevoie de altceva, pentru că ești un om puternic. Dar puterea e atât de șubredă. Mai ales puterea aceasta. Atât de șubredă. Vorbeam cu soția când auzeam la televizor, la radio, cântece de osanale lui Ceaușescu. Și am zis, Doamne, da. Până la urmă trebuie să cadă și omul ăsta. De bătrânețe, de boală, nu în felul ăsta. Da. Cum o fi căderea? Fiecare om poate trece printr-o boală, printr-o suferință. Unde e puterea ta? Când nu te mai poți nici, poate, nu te mai poți spăla, nu te mai poți scărpina în cap. Sau mai știu ce. Puterea totodată este... 15 rei de boi, 15 rei de simțuri. Da. Care le înjugăm la plăcerile lumii acestea. Care sunt? Ochii, vederea, o pereche, auzul, o pereche, urechile, mirosul, două nări, pereche, gustul, cerul gurii și limba, pereche, și tactilul, pipăitul, două mâini. Pe acestea, ca niște boi, ne-am înjugat la plăcerile lumii acestea. Nebune, noaptea aceasta sufletul ți se cere. Așa este. Ce ai făcut? Cu averea, cu puterea. Trebuie a zis, femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. N-am mai zis, scuză-mă. Iar acesta n-am mai zis. Femeie mi-am luat plăcerea. Și atunci, când ai căzut în plăcerile mizerabile ale lumii acesteia, nici nu mai poți să zici iartă-mă, pentru că atât de mult te poți scufunda, încât chiar dacă vrei să mai ieși, nu mai poți să ieși. Rar mai iese un om din beție. Da. Din plăcerea beției, a drogului. Rar. Cine știe așa? Așadar, iată, adesea noi refuzăm cina. Ce să mă împărtășesc? Nu o fi lucru mare. Dar vedeți, noi facem o greșeală. Considerăm abținerea de la mâncăruri de proveniență animală prima condiție. Nu. Și poate și cea mai importantă, deși n-ar trebui să fie așa. Dar nu este asta. Prima condiție ca să te poți împărtăși
este să nu urăști pe aproapele tău. Asta este prima condiție. Pentru că ura încalcă porunca iubirii. Și Dumnezeu este iubire. Să-L urăști pe cel care, pe care îl iubește Dumnezeu și te iubește și pe tine. Apoi, o altă condiție despre care am vorbit și în emisiunea trecută, să mergi la Sfânta Biserică. Să te rogi, să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu. Să spară rău de faptele rele pe care căința, le-ai făcut. Căința. Căință. Așa cum am spus, se cere căință și credință. Așa cum s-a mântuit tâlharul de pe cruce. Ce fapte bune a făcut el? Ca să acopere faptele rele pe care le-a făcut, ucidere la drumul mare, tâlhării. Deci căința și credința. Pomenește-mă, Doamne! Încrederea în Iisus. Și întorcându-se sluga, a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, aici nu în sensul mânie ca păcat, mâniindu-se ca întoarcerea feții de la tine. Că atunci când tu păcătuiești, Dumnezeu se întoarce, așa zice noi, și întoarce fața. Dumnezeu nu are o față, este pretutindeni, adică te lasă. Faptul că te lasă în tâmpenia ta este, zicem așa, prin comparație, prin analogie, este un fel de mânie. Te lasă pentru că e alegerea ta. Da, obișnuim să spunem că s-a mâniat Dumnezeu pe el când a pățit ceva rău, da. Deși... Pentru că l-a lăsat. Cred că pentru mai degrabă... Pentru că așa vrei tu. Noi ne întoarcem cu spatele la Dumnezeu prin sigur, faptele pe care le facem. Sigur. Prin respingere. N-ați văzut, te cade copilul. Și tu te duci să-l ridici și lasă-mă în pace și dă din picioare și te lovește. Bine, mă, stai acolo și atunci. Așa suntem și noi în fața lui Dumnezeu când... Da. Nu da. Vrem să primim ajutorul da. Lui? Da, sigur. Și mâniindu-se, stăpânul casei a zis, ieși îndată în piețele și ulițele cetății și pe săraci și pe neputincioși și pe orbi și pe șchiopi, adu-i aici. Pe oloși, pe șchiopi, pe ciungi, adică pe toți cei care... păcătuiesc fără să-ți dea seama, adică din neputințe. Adu-i pe toți aici. Oarecum împărăția este fără sfârșit. Împărăția lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu este fără sfârșit. Adu-i pe toți aici. Și a zis sluga, Doamne, s-a făcut precum ai poruncit și tocmai este loc. Repet, împărăția lui Dumnezeu este fără sfârșit. Și a zis stăpânul către slugă, ieși la drumuri și la garduri și silește să intre ca să mi se umple casa. Ieși la drumuri și la garduri și silește, adică convertește-i. Și așa a făcut Iisus. S-a dus la toate neamurile. I-a convertit. Prin ce? Și acum convertește. Pentru că El este cu noi. Biserica lucrează nu de la sine, ci Hristos este Cel care lucrează. Și Iisus a convertit prin ce? Prin minunile pe care le-a făcut și le face. Zice, silește-i, adică convertește-i. Adesea eu zic așa, Doamne, obligă-mă Tu, fă Tu împotriva chiar a voii mele. Eu zic nu, dar nu te lua, Doamne, după mine. Eu nu știu ce să,
Sunt slab, sunt neputincios, nu știu ce să cer, nu știu ce să fac. Eu zic că este bine, dar tu știi care este bine. Fă-i tu, Doamne, împotriva voinții mele, așa cum face cu copilul. Împotriva voinții lui, îl așezăm și îl ținem să facă injecția, antibioticul, că moare dacă nu-i faci. Silește și iată, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ne cheamă să ne împărtășim de El și cu El, îl rugăm, silește, adică prin minuni, pur și simplu, determină pe oameni să se convertească, să vină la adevăr, la viață. Că zic vouă, niciunul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Pe acești bărbați, prin acești bărbați a vrut să spună neamul evreiesc, iudeii, care ei au cunoscut pe Mesia din cărțile profeților, dar iată că l-au refuzat când a venit. Mai mult, l-au și omorât. Da. Aceasta este tâlcuirea. Acesta este înțelesul pildei. Să răspundem la chemarea lui Iisus. Veniți, luați mâncați, e trupul meu, beți e sângele meu. Numai așa pot să intru în voi și voi să fiți cu mine de acum și în veșnicie. Și potrivit acestei dumnezeiești pilde, și-a trăit viața Sfântul Nicolae și Sfânta Filofteie, despre care vom vorbi în minutele care urmează. Suntem chemați în fiecare zi, doar că trebuie să fim atenți. Și mai este un lucru important pe care îl auzim destul de des. Am timp. Nu mă duc acum, că am timp. Nu, că nu știi când vine ceasul. Exact. Mântuitorul ne-a spus, printre alte pilde, și pilda fecioarelor înțelepte și neînțelepte. Și fecioarele neînțelepte au lăsat în ultima clipă faptele care să lumineze credința, să arate credința, a lăsat faptele în ultima clipă. Chiar atunci când a zis și când a bătut, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Da. Și Mântuitorul chiar concluzionează. Privegheați și vă rugați, că nu știți ziua nici clipa în care vine Fiul omului. Deci nu trebuie să... Vedeți, ăsta este... Sau să zicem, lasă că Dumnezeu este bun. Da, Dumnezeu este bun. Dar nu îngăduie păcatul. Și aici nu trebuie să recurgem la ipocrizie, la prefăcătorie, la viclenie. Da. Sfântul Nicolae a trăit 70 de ani, 43 de ani în timpul marilor persecuții creștine și 27 de ani în vremea marilor abateri de la dreapta credință. S-a născut în anul 270, în cetatea Patara, astăzi în Turcia, din părinții Teofan și Nona, bun creștin. Și-a crescut copilul pe micuțul Nicolae cu dorința de a-L cunoaște și a trăi potrivit cuvântului dumnezeiesc. De aici înțelege, Nicolae însemnează biruitor. Și a biruit până la urmă, da, biruit, cu credința lui, în ciuda suferințelor pe care le-a îndurat. A făcut școlile din vremea aceea cele mai înalte, unde a învățat ce se învăța atunci, gramatica,
retorica, adică arta vorbirii frumoase, filozofia, matematica. Dar sufletul lui era însetat de altceva. Vedeți, acestea, și pe bună dreptate, îți mulțumesc sufletul, știința te liniștește. Satisface dorința de a cunoaște. De a cunoaște. Dar, de fapt, știința este cunoașterea făpturilor. Dar el voia să cunoască pe făptuitorul făpturilor, pe creatorul acestora. Și unde putea să îl cunoască decât citind Sfânta Scriptură, citind cărțile sfinților părinți apostolici. În vremea aceea, păstorul Herma, Iustin Martirul și filozoful, Clement Romanu, Ignate Teoforu. Așadar, merge la unchiul său, care era episcop în cetatea Mira Lichiei, pe nume tot Nicolae, și rămâne cu acesta ca să-l îndemne, să-l sfătuiască, să-i lumineze mintea spre cunoașterea adevărului religioase mântuitoare. Apoi merge la apologeții, merge în părțile unde se practica asceza, pentru că, vedeți, este o mare artă și aceasta de a nu fi stăpânit de nimic lumesc. Vedeți, atunci când te robește, cum am spus mai înainte, averea, plăcerea, eu știu, puterea, nu mai ești om. A înțeles din cuvintele Sfintei Scripturii, a înțeles din cuvintele Sfinților Părinți Apostolici, dar voia să vadă la fața locului pe acești trăitori în cuvântul lui Dumnezeu, absolut descătușați de orice lucru omenesc, lumesc. Că spune Sfântul Petru, ceea ce te biruiește, te și stăpânește. Și dacă te-a biruit vreun păcat, apoi te stăpânește și greu mai ieși din el. Pe când se afla în părțile acelea unde trăiau asceți, în timpul acesta primește înștiințare că trebuie să se întoarcă în cetatea Mira, pentru că unchiul său murise și de la Dumnezeu rânduit să ia locul. Se întoarce în cetatea Mira. Se gândeau cei din cetate cine să le fie episcop. Când a murit unchiul său, a fost ales cineva, Ioan, și apoi a murit și acesta. Și se gândeau preoții și credincioșii cine să le fie episcop. Cine ar fi cel mai potrivit. Da. Și unul a avut o descoperire de la Dumnezeu. Cel ce va veni duminică primul la biserică, acela să fie episcop. Încă mitropolit, adică mai peste episcopi.
și acesta și chiar îi spune Nicolae, va fi unul Nicolae. Și cel care a propus lucrul ăsta chiar a stat la pândă, să zicem, duminică dimineață să vadă cine vine. Și vine Nicolae. Și îl întreabă, cum te cheamă? Nicolae. De ce ai venit așa de dimineață? Pentru că așa obișnuiesc întotdeauna la biserică să vin dis de dimineață, dintr-un început să ascult și să împlinesc rugăciunea care se face în biserică. Și așa a fost rânduit mitropolit al cetății Mira Lichiei. Deci a fost ales mitropolit. A apărut persecuțiile cumplite ale împăratului Dioclețian. Cine nu se lepăda de Hristos, decapitat, dat la fiare sălbatice, confiscată averea dacă avea, arestat. Și mai întâi a fost arestat, băgat în temniță, torturi cumplite. Dar și acolo, printre cei întemnițați, el îl propovăduia pe Hristos. Făcea ce știa cel mai bine și ce îi aducea bucuria cea mai mare. Ceea ce simțea. Iubirea este cea care te îndeamnă să îndemni pe cel de lângă tine la bine. Să-l îndemni spre a împlini voia lui Dumnezeu, binele. Și de la Dumnezeu a fost rânduit să vină împărat al Imperiului Roman, Sfântul Constantin cel Mare, care, așa cum s-a spus, pe 14 septembrie a învins pe Maxențiu și pe armata și armata romană prin puterea crucii, da, când a văzut pe cer semnul Sfintei Cruci, și de drept mulțumire a dat poruncă în anul 313 eliberarea tuturor întemnițaților pentru Hristos și libertate cultului creștin. Și așa a fost eliberat și Sfântul Nicolae din pușcărie. Și a revenit și în funcție? A revenit, da, ca mitropolit în Mira Lichiei. Iată, am zis, 43 de ani în vremea persecuțiilor. După eliberare, 27 de ani, dar în timpul marilor abateri de la dreapta credință. Satana nu stă degeaba. A uneltit ca cei ce se împărtășesc cu Hristos să fie omorâți, dar iată acum, după eliberarea creștinilor din închisoare, să nu mai fie omorâți, iată, a uneltit abatere de la dreapta credință. A apărut erezia lui Arie, cum că Iisus Hristos nu e Dumnezeu întrupat, ci este o creatură, cum că Dumnezeu nu este treime de persoane. Și împăratul Constantin cel Mare a dispus întrunirea celor mai de seamă preoți și episcopi, într-un sinod, întrunire. Da. Așa. Și la Nicea, în palatele regale, s-au adunat 318 sfinți părinți și s-a ținut acest sinod de la 20 mai până la 25 august, anul 325. Și la acest sinod a luat parte și Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae, Sfântul Spiridon. Despre care vom vorbi în curând. În curând, da. Și aici, la acest sinod, creierul, mintea cea mai strălucită a fost al unui diacon pe nume Atanasie, care a devenit și el, până la urmă,
episcop al cetății Alexandria Egiptului. S-a bătut mare foamete asupra cetății Lichiei și iată, el, ca un bun creștin, s-a rugat la Dumnezeu să facă minune. Și a aflat că în Italia sunt niște negustori care au prisos de cereale de grâu și s-a rugat: Doamne, fă o minune. Trimite pe un negustor din acela spre cetatea noastră ca să aducă și la noi să scăpăm din preaprinul lor. Da, da. Și chiar, iată, spune că un negustor a visat pe un om în vârstă, căruia i-a dat și niște galbeni, ca să se ducă cu marfa spre Mira Lichiei. Și dimineața când s-a sculat, minune, chiar a văzut în mâna lui bani. Galbenii respectivi. Și se duce cu grânele în părțile Mira Lichiei. Astfel a scăpat pe oameni de foamete, de înfometare. Iată, s-a mai întâmplat chiar în viață fiind el, împăratul Constantin cel Mare, care a dat libertate cultului creștin, să potolească o răzmărițe unde s-a întâmplat în împărăția sa, în cetatea Frigia. Și trimite niște generali acolo să îi liniștească pe oameni. Reușesc, se întorc și raportează împăratului: împărate, am liniștit treburile, așadar nu va fi niciun pericol pentru imperiu. Dar și drept mulțumire împăratului îi avansează mai apropiat de el și să fie mai apropiat de el. Dar niște invidioși, zice, se duc la împărat și spune: împărate, nu e adevărat ce spun aceștia. Ei au convenit cu răzvrătiții să adune armată și să vină să te răstoarne și să îl pună pe unul din aceștia care zic că au liniștit treburile, să-l pună împărat. Împăratul Constantin a crezut și a băgat la închisoare. Și acești trei generali se roagă, auzind despre Sfântul Nicolae: Doamne Dumnezeule, ajută-ne! Fă dreptate! Așa, și Sfinte Nicolae, îl socoteau sfânt, auzise că chiar a înviat morți Sfântul Nicolae, să ne ajute. Și apare Sfântul Nicolae în vis împăratului Constantin și îi spune: împărate, nu e adevărat. Acești generali sunt credincioși. Invidia celora a făcut ca să născocească, că ei oarecum alimentează răzmărița ca să te pună, să te detroneze. Cercetează și cercetează și iată, descopere că a fost un anunț fals. Iată Sfântul Nicolae cum ajută cu rugăciunile sale pe oameni să scape de năpastă. Dar se știe povestirea adevărată cu cele trei fete. Da. Cum le-a ajutat să scape de păcat. Un om, rămânând văduv, și mai mult, sărăcind în urma unor neputințe, s-a gândit ca pe fetele lui, ca să le poată întreține, să le dea unei case de prostituție. Și a auzit Sfântul Nicolae și pe rând aruncă
în casa acestuia, pe fereastră, aur, bani, că așa se circula pe atunci, nu tinichele, ci bani de aur sau de argint. Și văzând că prima fată o căsătorește, aruncă și pentru a doua fată și pentru a treia fată. Și le-a scăpat de... Și le-a scăpat de păcat. Apoi, și de aici a rămas și tradiția că Moș Nicolae... Vine cu că daruri. Sfântul Nicolae devine Moș Nicolae și ne aduce daruri. Da. Dar evident dacă suntem cuminți. Dacă suntem cuminți. Iată, apoi și Sfântul... Vă întrerup puțin. Și cu nuielușa de unde vine? De ce aduce și nuielușa? La sinod. Da. Combătând pe Arie erezia lui că Iisus Hristos, că Dumnezeu nu este treime de persoane și Fiul este o creatură a lui Dumnezeu, prima creatură prin care s-au creat toate celelalte, atât de mult s-a supărat, s-a necăjit Sfântul Nicolae de se duce și dă o palmă lui Arie. Oarecum tacă-ți gura, să nu mai spui blasfemii. De atunci se spune... Dacă nu suntem cuminți, iată ce primim o nuielușă. Primim o nuielușă. Da. Da. Eu cred că n-au primit copiii nuielușă de data aceasta, cred că au primit cadouri, că au fost cuminți. Da. Oricum, copiii trebuie să primească mustrare. Da. Să nu-i lăsăm să își bată joc de ei. Să nu-i lăsăm să se piardă. Nu zicem că bătaie ruptă din iad. Trebuie atenționați. Atenționați. Muștruluiți, cum se spune, da. Chiar mai aspru. Pentru că, vedeți dumneavoastră, așa după cum Dumnezeu îngăduie suferința care vine peste tine datorită păcatelor tale ca să te îndrepți, așa și noi să-i muștrulim aspru, oarecum să îi pedepsim în sensul de a nu le da orice vor ei. Pentru că omul trebuie să fie, copilul trebuie să fie și cumpătat. Avem datorii față de noi, datorii morale, printre care și cumpătarea. Și dacă noi întrecem măsura și nu ținem cont ca cei dragi ai noștri copii să fie cumpătați, când va fi liberi, neputând să-și agonisească după bunul lor plac tot ceea ce doresc, atunci cad în diferite ispite. Trebuie să le transmitem și lor tot ceea ce noi am primit la rândul nostru și să-i învățăm astfel încât să aibă o conduită civilizată. Sigur. Să se dezvolte. Și noiaua Sfântului Nicolae este necesară uneori. Este necesar. Da. Iată, datorită multor necazuri pe care le-a îndurat în închisoare în vremea persecuțiilor, ca și necazul, supărarea pentru abaterile de la dreapta credință, i-au slăbit inima și în ziua de 6 decembrie anul 340 moare. Sufletul se înalță la Dumnezeu. Moaștele sale, trupul său, rămân în Biserica Mitropoliteană din Mira, iar în 1087, datorită saracinilor, adică unor hoarde barbare care au năvălit în Mira, moaștele sale sunt mutate la Bari în Italia, unde se află și acum. Iar mâna dreaptă a Sfântului Nicolae se află în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Iată, cine
Da. Dorește să meargă acolo, da, să fie mai aproape de Sfântul Nicolae, poate să facă acest lucru, cine nu, poate să rămână la orice alt sfânt lăcaș din apropiere. Doamne dragă, ne putem ruga oriunde. Oriunde ne putem ruga. Nu semnează că dacă te duci unde sunt moaștele, o să ești mai sfânt, mai curat. Depinde de relația ta cu Dumnezeu. Poți să te duci la Sfintele Moaște și foarte bine că te poți duce, dar apoi să faci niște blestemății. Da. Mă gândeam și la acest lucru, pentru că atunci când este o mare sărbătoare, cinstim un sfânt, sunt foarte mulți și bravo lor că fac acest lucru. Se duc foarte bine. Da, se duc. Mulțime de oameni se duce și se roagă la moaștele sfântului respectiv. Dar oare în restul anului ne gândim la acest sfânt? Da. Ne rugăm? Deci, respectăm? A respecta un sfânt, a cinsti pe un sfânt, în mod deosebit este a-i urma credința. Să te străduiești, să împlinești și tu voia lui Dumnezeu, precum a împlinit-o El. Așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, urmați-mă cum și eu am urmat pe Hristos. Deci este bine să mergem, să ne închinăm la Sfintele Moaște, iată Sfânta Filofteie, moaștele sunt la Curtea de Argeș, sunt mii de credincioși care merg acolo și foarte frumos, dar totodată să ne impunem a trăi și noi în cumințenie, așa cum a trăit Sfântul Nicolae, Sfânta Filofteie și Sfinții în general pe care îi cinstim. Sfânta Filofteie, ne-a binecuvântat Dumnezeu pe noi argeșenii cu cinci sfinți. Sfânta Filofteie, pe care o sărbătorim pe 7 decembrie, Sfântul Iachint, primul mitropolit al țării românești, de pe vremea voievodului Nicolae Alexandru Basarab, pe care îl cinstim pe 28 octombrie. Sfântul Ianichie cel Nou, moaștele sunt la Mănăstirea Negru Vodă, pe care îl cinstim pe 26 iulie. Sfântul Neagoe Basarab, pe 27 septembrie. Și Sfântul Pavnutie Zugravul, pe 7 august. Iată ce bogați suntem noi, argeșenii și mușcelenii. Da. Sfânta Filofteie, de la Filoteos, care însemnează iubitor de Dumnezeu. Deci Filofteia însemnează iubitor de Dumnezeu. A trăit în prima jumătate a veacului al XIII-lea. Sau mai bine zis, în veacul al XIII-lea. N-am putea spune o dată sigură. Oricum, citind istoria Câmpul Lungului al lui Constantin, uite, îmi scap acum, Aricescu, îi spune așa. Întemeierea câmpului țării românești cu cetatea Câmpul Lung a început în 1215 prin Descălecat. Radu Negru Vodă vine din Făgăraș în părțile acestea la Campo Longo în 1215. Și aici zidește și o mănăstire, o biserică, unde este mănăstirea Negru Vodă și s-au descoperit urme la mănăstirea Negru Vodă, chitorită de Matei Basarab în veacul al XVII-lea, pe ruinele unei biserici din vremea lui Radu Negru Vodă. A venit deci Radu Negru Vodă din Făgăraș
la anul 325 aici, pe meleagurile acestea. Și după un timp se retrage din cauza tătarilor. Și urmează în 1290 fiul său, Radu Negru Vodă, tot Radu Negru Vodă. Fiul său care s-a născut aici și vine ca să-i libereze ținuturile acelea de tătari. Reușește. Biserica pe care a construit-o tatăl său o reface și zidește și biserică la curtea de Argeș. La vremea aceea, 1309, către sfârșitul veacului. Și la această biserică a lui Radu Negru Vodă din curtea de Argeș au fost aduse moaștele Sfintei Filoftea. Sfânta Filoftea, micuța, s-a născut la Târnovo, în Bulgaria. Tatăl său plugar, iar mama sa româncă, casnică. Nelipsită de la Sfânta Biserică, împreună cu mama ei, dar n-a avut bucuria prea mult timp, pentru că i-a murit mămica. Și tatăl n-a fost de acord. Tatăl său a fost nevoit să se recăsătorească la munca câmpului și s-a căsătorit cu o femeie rea, răutăcioasă. Și n-a lăsat-o pe micuța Filofteia să continue cu milostenia, cu mergerea la biserică, cu postul, cu rugăciunea. Și de multe ori o bătea pentru lucrul acesta. Și chiar tatăl ei o certa. Era rânduită în zi când se lucra tatăl său la câmp să ducă mâncarea. Pentru că munca câmpului, așa cum știm, este destul de anevoioasă, grea, mai ales sub razele soarelui arșiță. Și ea întotdeauna dădea din merinde, când se ducea cu mâncare la tatăl său, dădea la săraci. Și când venea tatăl ei acasă, o mustra pe soția lui, mi-ai trimis mâncare puțină. Zice, ia fii atent, urmărește pe fiica ta. Ce vezi ce face. Și a urmărit-o. Și a descoperit. A descoperit. Și de în nervii lui, în barbaria lui, necontrolată, scoate barda care o avea la brâu și o aruncă spre fetița lui, o rănește cumplită la picior din cauza sângelui pe care l-a pierdut. Da, a decedat, a murit. El se duce, sigur că n-a vrut să o omoare. Iată ce însemnează să nu ne controlăm. Da, furia necontrolată pe moment. Stăpânirea de sine, stăpânirea de sine. Da. Și voia să o ridice de acolo și n-a putut. O lumină cerească a cuprins-o. Și s-a înfricoșat, s-a dus în cetate, anunță pe oameni de acolo și pe preot și pe episcopul cetății Târnovo și vin acolo unde a fost căzută și vor să o ridice și n-au putut. Numind bisericii din Bulgaria, a început apoi și din țara românească și când a numit biserica Sfântul Nicolae din curtea de Argeș, a putut să o ridice. Și a dus-o, iată spune Cartea Sfântă, a fost anunțat Radu Negru Vodă și domnitorul cu preoți, cu mulți credincioși, merg la Dunăre și primesc moaștele Sfintei Filoftea. S-a bucurat domnitorul. Aici
de atunci, din veacul al XIII-lea, și tot timpul moaștele ei vor rămâne la curtea de aici. Da. Și sunt foarte mulți oameni care au mers acolo, nu numai la această zi, 7 decembrie, și peste ani, și s-au rugat și au simțit ajutorul. Am spus și anul trecut. Sfintei. Și spun și acum. Și am simțit ajutorul Sfintei Filoftea. În 1955, seminarul era la Curtea de Argeș. Și m-am dus la școală, la seminar. Cu ajutorul Dumnezeu am reușit la examen. Și mă rugam, vedeam pe cei care erau în anul 5 ani se făcea la seminar. Și mă gândeam, Sfânta Filofte, ajută-mă și pe mine să ajung ca băiatul ăsta în anul 5. Și ce făceam? Pe unde mergea el, mă călcam și eu cu picioarele. Îi călcați pe urme la propriu. La propriu să ajung. Și m-a ajutat Sfânta Filofteie prin rugăciunile ei către Dumnezeu. Și iată, am făcut și facultate, sunt și preot și pensionar. Și ați avut un drum frumos, așa frumos, cum v-ați dorit. De Sfânta Filofteie. Aici, la Sfânta Filofteie, era acolo un episcop pensionar cu domiciliu forțat, Pavel Șerpe, care era, nu era în grația comuniștilor pentru misiunea lui deosebită. Puțin cred că erau în grația comuniștilor atunci. Da, niciunul nu era. Și când am văzut slujba arhirească pe episcop, ați văzut, iese în fața Sfintelor uși la altar și zice, Dumnezeule, Dumnezeule, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea. Și când ridica episcopul acele lumânări, trei într-o mână și două într-o cealaltă, și făcea semnul Sfintei Cruci și cu ochii spre cer, invocând pe Dumnezeu să ne cerceteze pe noi via sa, am zis, Doamne, a coborât Dumnezeu pe pământ. Atât de impresionat eram. Da, și este așa pătrunzător. De aceea este bine să luăm parte atât cât ne dorim, cât timpul ne permite, nu analizăm acum și nu judecăm pe nimeni, la Sfintele Slujbe în biserică, pentru că acolo... Da. Este atmosfera de așa natură, tot ceea ce se întâmplă, lucrarea aceasta deosebită pe care dumneavoastră o prezentați și acum, te transpune într-o stare în care altfel trăiești rugăciunea. Și mai ales când slujește episcopul, când vine Părintele nostru Calinic, așa de minunat este. Este pentru că îi privim cumva... Da. Vedeți, deosebit. Spune teologia ortodoxă, și iată, citez din Sfinții Părinți, episcopul are harul de plin. De aceea și binecuvintează cu două mâini. Preotul nu binecuvintează decât cu o mână. Preotul este trimisul episcopului, împuternicitul episcopului, iar episcopul este trimisul lui Hristos. Și prin succesiune și eu trimisul lui Hristos. Da. Așa de frumos. Și Sfânta Filoftee la Curtea de Argeș, iată, sunt credincioși acum pe 6. Da. Astăzi. Chiar în această seară a avut loc, se face seara. Da, de ce întotdeauna se face seara? Nu știu dacă am mai întrebat acest lucru. Și la Sfântul Nicolae s-a făcut luni seara, se face și în ziua respectivă. De ce? Peste tot. Pentru că ziua, ce spune la Cartea Afacerii? Și a fost seara, și a fost dimineață, și a fost prima seara, zi. Și a fost dimineață prima zi. Aha, deci începem de seara, practic. De ce? Pentru că noi venim din neființă la ființă. Și de aceea se face. Iar la evrei, ziua începea de cu seara,
la orele 18, 6, după masă. De aceea și mormântarea Domnului Hristos a fost în grabă. El a murit după ceasul nostru la orele 15 și nu era voie ca să rămână trupuri, mai ales că atunci era pe cruce, că venea sâmbăta, zi mare pentru evrei, și până la orele 18 în grabă mormântat. Da. Deci ziua liturgică, cum se spune în termenii bisericești, începe de cu seara, de la orele 18. La Sfânta Filofte, după ce a fost ridicată catedrala de către Neagu Basarab la 1517, moaștele Sfintei Filofteia sunt luate de la Biserica Domnească Sfântul Nicolae, chitoria Basarab I și Nicolae Alexandru Basarab, dar mai înainte, repet, a fost ridicată biserica de Radu Negru Vodă, acolo. Au fost mutate în catedrală. În catedrala lui Neagui Basarab, Sfântul Neagui Basarab. Și iată, rămân aici spre rugăciune. Dragii mei, așa cum s-a mai spus, de vrem să cinstim pe sfinți, să le urmăm credința. Uite cum spune Sfântul Apostol Pavel: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Și tot Sfântul Apostol Pavel scrie în epistola către Tesaloniceni: vă rugăm, fraților, să cinstiți pe cei ce se ostenesc între voi, care sunt mai mari, mai mari voștri în Domnul, și vă povățuiesc, și pentru lucrarea lor să-i socotiți pe ei vrednici de dragoste prisositoare. Sfântul Nicolae, Sfânta Filofteie, sunt mai mari noștri în ceea ce privește credința. Chiar dacă Sfântul Nicolae a plecat la cele vechi și la vârsta de 70 de ani și sunt alții ajuns poate la 90 de ani, chiar dacă Sfânta Filofteie a plecat la Domnul la vârsta de 12 sau 15 ani și iată, dar este mai mare decât noi toți în ceea ce privește credința, să-i urmăm credința, să le urmăm viața, să fim milostivi. Vedeți, ce am spus la tâlcuirea Sfintei Evangheliei, pilda cu invitații la cina cea mare, că Domnul Hristos imprimă în noi iubirea, mila, credința, ceea ce are El. Și vedem la Sfântul Nicolae milă nespus de mare. Vedem la Sfânta Filofteie milă nespus de mare. Până acolo încât își dădea hainele de pe ea pentru ca să îmbrace pe cei săraci. Mila. De la Sfânta Filofteia desprindem atât mila despre care ați spus, de care ea a dat dovadă, dar și, spuneați mai devreme, stăpânirea de sine, de care nu a dat dovadă Tatăl. Da, stăpânirea de sine. Vedeți, dumneavoastră, ea, ca oricare copil, așa obișnuiți cum sunt copiii noștri, putea să riposteze, lasă să mă îmbace. Dar ea a tăcut, a suportat bătăi. Da. Eu mă gândesc acum, aici, așa s-o fi născut povestea fata moșului și a babei. Da. Poate.
Da, posibil. Posibil, posibil. Așa. Cum fata moșului, milostivă, a dus, a îngrijit de tot ceea ce era nevoie să îngrijească, chiar și de cățeluși. Da. Da. Vedeți, dumneavoastră, poporul nostru s-a inspirat foarte mult din viețile sfinților. Din viețile sfinților. Eu cred că și Sfânta Vineri, așa cum este Sucuvioasa Parascheva, poate și Sfânta Miercuri, că și Sfânta Miercuri, milostivă, da, poate cum este Sfânta Filofteie, sau poate Sfânta Filofteie să fie și ca Sfânta Vineri din poveste. Vedeți, dumneavoastră, oamenii noștri s-au inspirat. S-au inspirat din viețile sfinților. Și vedem că în picturi pe care le avem zugrăvite în icoane, chipurile zugrăvite, da, pe icoane și în biserici, parcă e ceva și românesc. Mai ales la Sfânta Filofteie, o vedem îmbrăcată în straie argeșene, în haine românești, în costum românesc. Ce frumos! Simțim că este de-a noastră. Da, simțim că este a noastră. Nu degeaba a vrut să vină aici și nu degeaba mama sa a fost româncă. Probabil, fiind româncă, da, așa, a dorit să fie în România. Ca și Sfântul Dimitrie Basarabov. Acolo, dincolo de Dunăre, acolo erau români și au venit. Avem atâția, Nicodim de la Tismana, care a venit din Serbia și a preferat să rămână în țara românească. Și atâția alți sfinți. Nu degeaba țara noastră este numită grădina Maicii Domnului. Pentru că avem oameni buni la suflet. Rău că satana, uite așa, uneltește să se înrăiască și uneori reușește să mai cucerească așa cât un om. Dar să sperăm că ne revenim cu toții. Da, da. Iată, cine a fost duminică la Sfânta Biserică, a auzit acolo cuvântul Sfântului Apostol Pavel către efeseni, să ne înarmăm cu armele luminii, să ne încingem cu adevărul, să ne încălțăm cu încălțămintea având pacea, iar chiar să citim Efeseni, da? Efeseni. Avem multe lucruri de învățat, dacă, da, ne deschidem ochii și sufletul, astfel încât toate mesajele pe care le primim, da, să pătrundă, așa cum spuneți dumneavoastră, adânc în sufletele noastre. Da. Și nu numai să pătrundă, ci și să rodească acolo. Da. Da. Avem de unde învăța, avem și ce învăța, avem exemple ca cele date astăzi, Sfântul Nicolae și Sfânta Filofteia. Iată. Nu e greu deloc. Să luptați, aveți de luptat cu stăpânitorii întunericului, luați asupra voastră armele lui Dumnezeu, stați tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul, și adevărul este Hristos. Așa a făcut Sfântul Nicolae și Sfânta Filofteie. Îmbrăcați-vă cu platoșa dreptății, de să fim drepți, să nu ne abatem de la adevăr, să nu ne abatem de la ceea ce este cu dreptate, să aparținem lui Dumnezeu.
încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. Pace, bună înțelegere, luați pavăza credinței. Întotdeauna credința este cea care ne, încrederea în Dumnezeu care respinge săgețile arzătoare ale vicleanului diavol. Eu cred în Dumnezeu, eu trebuie să fiu al lui Dumnezeu. Luați coiful mântuirii și sabia Duhului, coiful mântuirii, idealul. Eu trebuie să ajung la Dumnezeu, mântuirea. Așa a făcut Sfântul Nicolae. A lăsat științele acestei, sigur că s-a folosit și de acestea, de filozofie, de matematică, de gramatică, de retorică, de istorie. Și Sfânta Filoftee, sigur, cât a putut și ea să cunoască, dar idealul era mântuirea, coiful mântuirii. Și spune mai departe, și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu precum au cunoscut Nicolae Sfântul și Sfânta Filoftee, să răspundem, în primul rând să ne răspundem nouă înșine, atunci când suntem ispitiți, când suntem, eu știu, contraziși sau, eu știu, loviți, să știm să ne răspundem. Mântuitorul a zis așa, dacă pe mine m-au bătut, dar pe voi. Așa este. Și atunci, dacă te apostrofează cineva, te lovește cineva, Doamne, și Tu ai fost lovit, și Tu cum ai procedat? Iartă-i că nu știu ce fac. Iată cuvântul lui Dumnezeu. Și Sfântul Nicolae și Sfânta Filoftee au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și au trăit potrivit cuvântul lui Dumnezeu. De aceea acum ei sunt în slavă și îi rugăm să ne ajute și pe noi să mijlocească la Domnul Hristos pe care l-a iubit și căruia i-a slujit, ca și noi să rămânem în cuvântul Domnului Hristos, să ne împărtășim de El și cu El spre a noastră mântuire veșnică. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu și să ne însoțească întotdeauna Sfinții, să ne asculte rugăciunile și să mijlocească rugăciunile noastre către Bunul Dumnezeu, astfel încât și nouă să ne fie bine. Să ne dorim acest lucru. Încă o dată vă spunem la mulți ani celor care sărbătoresc astăzi, celor care sărbătoresc mâine, să fiți sănătoși, să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Pe curând!